Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până vineri, de la ora 21 la ora adevărului. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. În această seară discutăm despre Târgu Jiu și despre cea mai discutată candidatură pentru această campanie electorală care bate la ușă. Vorbim despre bătălia pentru primăria Târgu Jiu. Cred că va fi cea mai puternică, dacă pot spune așa, sau cea mai controversată, dacă există cuvânt în gramatică pentru ceea ce se va întâmpla în această campanie electorală. Tunurile sunt puse de toți contracandidații sau viitorii contracandidați pe Marcel Romanescu. Vedem ce va face, ce strategie are dumnealui în această campanie care bate la ușă. Invitatul meu din această seară este chiar primarul municipiului Târgu Jiu, candidatul PSD pentru alegerile locale pentru primăria municipiului, domnul Marcel Romanescu. Bună seara! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Chiar dacă suntem în această săptămână și cumva am intrat în campanie electorală, vreau să transmit și eu și tuturor doamnelor și domnișoarilor o primăvară minunată, să aibă parte de liniștea necesară, pentru că o parte dintre dumnealor, ca și colegele mele, vor intra ulterior acestei perioade într-o campanie electorală care nu este făcută pentru femei, pentru doamne, în primul rând, pentru că va fi o campanie extrem de dură, ceea ce nu-mi doresc, dar în orice competiție știu să-mi pregătesc până la urmă echipa și știu să-mi pregătesc strategia în așa fel încât să câștig. Ce credeți că va fi diferit în această campanie care bate la ușă? Cum va fi chestiunea asta cu candidatura dumneavoastră de la PSD? Eu zic că lumea s-a obișnuit cu ea, nu cred că este o problemă din punctul acesta de vedere. Contracandidați, veți avea în așa fel încât să existe într-adevăr o bătălie electorală sau va fi, practic, vă veți lupta singur împotriva tuturor? Cum va fi? Cum bănuiți că se va întâmpla? Și dacă aveți o strategie, evident. Normal că strategia mea o conturez de 4 ani de zile și strategia, în primul rând, este bazată pe OA. Așa cum am procedat de fiecare dată, cred că cei mai importanți în orice competiție electorală sunt oamenii care te susțin. Faptul că odată cu eliminarea noastră din Partidul Național Liberal am fost urmat de 400 de membri activi spre noua noastră destinație, spre Partidul Social Democrat, demonstrează faptul că nu mi-am uitat oamenii care mi-au fost aproape în cei 7 ani, poate în cei 20 de ani de când sunt în viața politică și în cei 7 ani de când sunt primarul municipiului Târgu Jiu. Nu e foarte ușor să dizloci dintr-o dată o armată, da? Care să meargă într-o altă direcție și să accepte o altă strategie. Și să le garantați că va fi bine, că exact, până la urmă că lumea se duce pe mâna câștigătoare. Că va fi bine și că tot ceea ce am făcut până în acest moment a fost în ideea construirii unei echipe. Așa cum spun, am avut o echipă minunată, am în continuare o echipă minunată, pentru că pe lângă cele 400 de persoane care au plecat în prima zi sau în prima săptămână spre Partidul Social Democrat în momentul în care am dat acel semnal, ni s-au mai alăturat în momentul de față încă 400 de persoane. Unii veniți din organizația Partidului Social Democrat, din oamenii care i-am găsit acolo, dar foarte multe persoane care vin în momentul de față din viața civilă. Da? Numai când dau numele Flavius Boian, domnul Sulea, directorul Unității de Învățământ Sfântul Nicolae, domnul Berca de la liceul numărul 2, da? Sunt oameni care au acceptat să se alăture acestei echipe. Nu mai vorbesc de celelalte sute de persoane care în această lună au fost alături de noi, pentru că împreună cu echipa de conducere, cu domnul Deianu, care este președintele organizației municipale, cu Bogdan Bejinaru, care este omul care s-a ocupat permanent de organizarea în structurile pe care le-am format, am putut strânge lângă noi sute și sute de persoane în fiecare seară. E adevărat, pe de o parte a fost un tur de forță pe care l-am făcut. O lună de zile, noi după program, plecam de la primăria municipiului Târgu Jiu sau de la societatea edilitară și ne muteam în sediul PSD-ului pentru a ne întâlni cu echipele noastre. Poate la început a apărut o chestie întâmplătoare. În primele zile poate toată lumea se aștepta, bă, o să fie o zi în care se vede cu 100 de persoane. Corect. A doua zi cu 120, a treia zi cu 130. În ultima seară cred că am avut aproape 200 de persoane într-o seară. Și asta le spuneam colegilor mei, că sunt foarte puține organizații astăzi în municipiul Târgu Jiu care pot cu care se pot întâlni liderii cu cât ne întâlneam noi într-o singură jumătate de oră, că atât am avut alocat pentru fiecare organizație secție de votare.
Dacă prețuiești, lume, da. Dacă prețuiești cu adevărat omul, n-ai cum să nu câștigi. Iar aceste sute de persoane care au venit la aceste întâlniri, v-am spus, oameni care, unii dintre ei vin pentru prima dată la o întâlnire politică, dar care au văzut altceva. Da? Altceva ăla în ce constă. Marcel Romanescu, împreună cu echipa pe care o conduce, a dat șanse tuturor. Și am spus un lucru. Lucruri pe care le stabilisem înainte cu domnul Mihai Weber și cu domnul Cosmin Popescu. În organizația municipală, criteriul va fi performanța electorală. Adică aprecierile legate de înălțime, de culoarea pielii, de culoarea părului, de culoarea ochilor, nu contează pentru noi. Pentru că viața ne-a demonstrat că nu poți face performanță decât cu oameni performanți. Și eu sunt sigur că atunci când, împreună cu echipa mea, ne vom duce cu viitoarea listă de consilieri, pe de o parte vom avea argumentul pentru fiecare persoană care va fi până la urmă propusă pe acea listă. În al doilea rând, vom avea o listă completă a oamenilor care s-au implicat în această perioadă. Sunt mai multe etape. Organizarea în Partidul Social Democrat, mai ales că plecarea noastră n-a fost făcută cu foarte mult timp. E făcută de 6 luni de zile. A început în luna noiembrie. Da, dar ați recuperat. Da. Eu zic că ați recuperat. Am făcut-o în luna noiembrie, dându-ne seama de decalajul pe care l-aveam, pentru că e dificil să armonizez la un moment dat două organizații, pentru că organizația municipală de la Târgu Jiu astăzi e formată din două organizații. Fosta organizația Partidului Național Liberal de la Târgu Jiu și cu organizația Partidului Social Democrat de la Târgu Jiu. Și armonizarea aceasta nu se face foarte ușor. Gândiți-vă că acei oameni în ultimii 20 de ani au fost competitori, nu dușmani. Da, și au orgolii. Până și au orgolii. Se aduceau aminte de momentele în care erau competitori în competițiile electorale la Spirul Haret, pe un culoar stăteau cei care aparțineau PSD-ului, pe culoarul celălalt stăteau cei care mi-aparțineau, care făceau parte din echipa mea și fiecare încerca, chiar și pe ultima sută de metri, să mai atragă atenția cetățenilor, da, care, corect, mergeau la secțiile de vot. Astăzi, cele două echipe sunt, până la urmă, un tot unitar și asta am câștigat. În perioada lunilor noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, începutul lunii martie, am compatibilizat cele două echipe. Adică oamenii aia, când vin în sediul Partidului Social Democrat, se privesc cu alți ochi. Știu că fac parte din aceeași echipă, știu foarte bine că sunt extrem de motivați și mai mult decât atât. Partidul Social Democrat, și din sondajele care se fac și din tot ceea ce se întâmplă, va câștiga competițiile din 2024. Eu am spus, proiectul nostru nu este câștigarea alegerilor din 2024, este rezultatul pe care îl vom obține. Interesul meu ca lider și ca viitor candidat al Partidului Social Democrat este să obținem un rezultat atât de mare încât după data de 9 iunie deja să avem conturate figurile celor doi viceprimari. Trebuie să recunosc că una dintre figuri este aproape conturată. Și aici mă refer la Bogdan Bejinaru. Deci rămâne în echipa din... Nu se pune problema. Am plecat într-o echipă, Bogdan va rămâne. Cea de-a doua poziție este clar că va fi discutat așa cum a fost discutat negociată și cu... Negociată politică? Negociată pe performanțe. Pe performanțele pe care le au cei care vor participa la acest proiect. Sunt sigur că și domnul Weber și domnul Cosmin Popescu, așa cum am avut discuțiile la începutul venirii mele în Partidul Social Democrat, vor aprecia implicarea acestor oameni. Eu am trecut în perioada până a câștiga alegerile locale printr-o astfel de experiență a oamenilor promovați pe alte criterii. De rudenie, de afinitate, de apartenență la nu știu ce grupuri. Din păcate și Partidul Social Democrat, cel puțin de 7 ani de zile de când sunt primarul municipiului Târgu Jiu, a trecut prin aceeași perioadă. Fiecare lideraj de 2-3-5% se vedea ca liderul suprem. Corect. Da? Nu știa să-și estimeze corect valoarea politică. Doamna Ana Maria, în momentul în care îți vine un sondaj și tu, nu 1, 2, 3, 4, 5, și tu în sondajele respectiv nu existi, da, exact. Ești aproape marja de eroare. Trebuie să-ți vezi locul și așa este normal. Eu le transmit colegilor mei și mai ales la cei tineri, că în viață toate lucrurile se fac, așa cum spunea pe vremuri Iohannis, pas cu pas. Nu neapărat că am ținut cont de acest mesaj, dar lucrurile se fac pas cu pas, fără să arzi etapele vieții. Și în profesie, ca și în politică, trebuie să pleci de undeva de jos, iar creșterea ta să fie sănătoasă. Da? Orice creștere artificială, și viața ne-a demonstrat ceea ce vă spun acum, atrage ulterior o cădere bruscă. Da? Corect. La un moment dat te parașutează cineva pe o funcție, dar nu este suficient să fii parașutat. Dacă nu ai abilitatea necesară, atunci când ai fost
parașutat pe funcția respectivă, să știi ce ai de făcut, rămâi în istorie cu momentul acela, care nu-i momentul tău, e momentul partidului sau al unui lider de partid, iar după 4 ani de zile o să constați venind în stradă că ești nimeni. Da? Așa e. Eu le povestesc și stând într-o zi la sediul Partidului Social Democrat, pe masă am găsit un album al personalităților politice de până în 2010. Știți foarte bine că primul meu mandat de parlamentar a fost 2004-2008, la 29 de ani. Da? Și colegii mei de la organizația de tineret tot timpul răsfoiau și mă întrebau: domnul primar, dar chiar la 29 de ani a fost deputat de Gorj? Da. Și eu am fost la vremea respectivă unul dintre cei care au fost sprijiniți de domnul Manta, de organizația și de pe vremea respectivă. Acest lucru. N-am uitat oamenii care m-au ajutat și pentru mine domnul Manta este o icoană vie prin modul în care m-a susținut permanent. Nu mă veți auzi niciodată vorbind despre acest om decât laudativ. Și dacă într-o zi ar zice orice despre mine, n-o să pot decât respectul pe care l-am purtat toată viața, pentru că mi-a oferit o șansă. Dar am fructificat acea șansă. Ulterior, mandatele de primar nu le-am câștigat, sau rezultatul din competiția din 2008 cu Victor Ponta, nu le-am câștigat că cineva m-a propulsat în acea funcție și din acel moment am adormit. Sunt foarte mulți care intră în adormire. Am ajuns pe o funcție de secretar de stat, de parlamentar, de director, de prefect, de subprefect și din momentul ăla spui, este suficient, trebuie să muncești. Fiecare zi în viața politică contează. Fiecare întâlnire pe care o ai trebuie să treacă și prin acest filtru. Bă, dar eu peste 4 ani de zile sau peste 3 ani de zile sau peste 2 ani de zile într-o competiție electorală, omul care l-am în fața mea s-ar putea să-mi fie viitor votant. Sau nu, dacă nu știu să fac ceea ce trebuie. Uitați-vă că viața politică ne-a oferit, cred că, zeci de personaje, nu personalități, în ultimii 34 de ani. Oameni care li s-a oferit o șansă de către organizațiile de partid, de către liderii de partid și pe care n-au știut să o fructifice. Eu am fructificat-o la maxim. Astăzi, când vorbim de Marcel Romanescu, vorbim de un personaj care a urcat care din 2004, încă o dată, am intrat în politică în 2000, în 4 ani de zile eram deputat de Gorj, iar la 13 ani, în 2017, mi-am câștigat mandatul de primar în municipiul Târgu Jiu, pentru că indiferent ce s-ar discuta, nu Partidul Național Liberal l-a făcut pe Marcel Romanescu primar. Da? Diferența între Marcel Romanescu, candidatul la primăria municipiului Târgu Jiu, și partid a fost de 40%. De unde? În 2016 PNL-ul și-a propulsat un candidat la vremea respectivă care a luat 14%, iar peste un an Marcel Romanescu a câștigat cu 53%. Deci o diferență... Asta vă și spun și revin la ceea ce vă spuneam. Toate competițiile electorale se vor câștiga cu oameni. În toată această perioadă politică, mai ales de când sunt primarul municipiului Târgu Jiu, m-am uitat în societate și am încercat să atrag. Uneori n-am reușit, pentru că sunt oameni care nu vor să audă de politică. Dar de foarte multe ori am reușit ca persoanele care contează pentru societatea asta să vină alături de mine. În momentul în care l-am adus pe Flavius Boian, am adus unul dintre cei mai performeri manageri de unitate de învățământ și unul dintre cei mai performeri profesori. Așa cum l-am adus pe domnul profesor Nodea. Domnul profesor Nodea, cu politica, nu prea sunt, cum să vă spun, elemente în care să convergă, pentru că omului ne-a plăcut politica. I-a plăcut felul meu de a fi deschis, modul în care am sprijinit, până la urmă, învățământul din Târgu Jiu, și în momentul în care s-a angajat în acea competiție, mi-a spus din start: domnul primar, eu nu voi fi niciodată politician, că nu pot să fiu politician. Dar în interesul învățământului din Târgu Jiu și în interesul unității de învățământ pe care o reprezint, adică Colegiul Național Tudor Vladimirescu, vin cu mare drag alături de dumneavoastră. Flavius Boian, cred că în momentul de față are sute și mii de elevi la liceu pe care trebuie cumva să-i administreze din calitatea de profesor sau de calitatea să le ofere condiții. Da? Faptul că s-a creat o chimie extraordinară între mine și dumnealui, a acceptat să vină în această echipă. Nu-i foarte ușor. Pentru că există, și eu trebuie să recunosc, la nivelul populației, o stare câteodată de greață față de politică, exact. Da, și față de politicieni. Dar m-am săturat de politică. Cel mai adevărat lider este cel care pregătește înlocuitorul, nu cel care se vede permanent acea funcție. Eu îmi doresc
ca la un moment dat unul dintre colegii mei, și am foarte mulți, să poată promova, dar pe acele criterii pe care vi le spuneam, sănătos, să poate să urce și ulterior o să fac un pas în lateral. Sunt deja 20 de ani, uzura apare, nemulțumit la par. Este clar că din funcția de primar nu poți să faci doar lucruri bune. Așa și lucruri pe care nu poți să le faci sau lucruri pe care poate le fac alții mult mai bine decât tine. Dar și din spatele meu... Practică, aveți o echipă în spate până la urmă, dacă se greșește, nu este greșeala dumneavoastră. Corect. Sunt convinsă că vă doriți să se facă lucrurile mai repede. Așa. Nu cred că există reprezentant al autorității publice în județul ăsta, în orice primărie, care să nu-și dorească să scădeați pe mâini. Nu cred că există. Da? La Stejari. Eu sunt sigur că dacă primarul de la Stejari, care mi-e și prieten, dă drumul la o investiție, și el și-ar dori ca mâine să finalizeze această investiție, corect, cum îmi doresc și eu. Nu întotdeauna depinde de noi. Sunt proceduri de licitații, sunt contestații, sunt firme, unele mai serioase, altele mai puțin serioase. Da? Mai ales în momentul în care ai licitații de zeci sau sute de milioane de euro, nu poți să le oferi cu încredințare directă. Eu mi-aș dori la un moment dat să avem o listă dată de, nu știu, de o entitate națională în care să spună, bă, uite, alegeți din ăștia, că ăștia sunt serioși, da? Oameni care n-au întârziat termenul la contracte, oameni care și-au făcut datoria, oameni care n-au avut probleme la recepție, oameni care au utilaje, da, care au oameni. Și din momentul ăla să-ți dea o listă, nu mă interesează să fie ale mele, să fie la nivel național. Bă, în Gorj sunt 100 de societăți. Vrei să faci lucrări de construcție? Uite, poți să alegi în următoarele 20 de societăți. La licitație, permanent driști. Pentru că nu știi ce e în spatele unor documente. De multe ori, acolo el declară că are 100 de angajați, care tot ceea ce îi trebuie, însă s-ar putea să fie implicat în 100 de șantiere. Da? Correct. Să vină să câștige licitația pentru că îndeplinește condițiile din caietul de sarcini și ulterior să te pomenești, așa cum ne-am pomenit de foarte multe ori, cu unul cu mapa. Care să vină să te întrebe, nu găsiți și mie pe cineva să subcontractezi lucrare. Din momentul ăla. Deja nu mai este serios. Nu mai este solvabil. Nu mai vorbim de seriozitate, dar acum întorc la ceea ce vă spuneam. Cel mai mare câștig pe care l-am avut de când fac politică este faptul că am crescut generații. Eu astăzi mă simt bătrân în echipa mea, da? Și nu neapărat bătrân, un om cu experiență politică și vechime, care știe tot ce... Da? Dar cum merg, după mine vine un Bogdan, politica. Uitați-vă la vârsta lor, da? Bogdan Bejinaru, Adrian Deanu, Andrei Udriștoiu, Flavius Boian, da? Domnul profesor Sulea, foarte mulți, cel care din preajba, că nu mi-aduc amintea, de la organizația noastră de tineret. Sunt oameni care vor performa, care performează acum și care... Din această competiție, pentru că în orice organizație politică există o competiție, până în momentul de față n-au pus problema candidaturii la primărie, da? Pentru că a zis, bă, avem un lider, recunoaște meritele lui Marcel Romanescu și mergem alături de el. Dar se declanșează o competiție, este normală, da? Dar e important să ai cu cine sau să ai competitori. Și ca să fii corect cu tine. Și oamenii aceia să că ai valoare, exact, sau nu ai. Până la urmă, contează foarte mult. Naivitatea în politică este adusă de către oamenii care cred că sunt de neînlocuit. Și viața politică ne-a demonstrat un lucru, că aceia care se bazează doar pe ei, necrescând nimic sub, au rezultatele pe care le-au avut formațiunile politice în trecut. Da? Sunt foarte, foarte mulți lideri care n-au construit nimic sub ei. Dom'le, eu trebuie să fiu singur. Eu trebuie să fiu cel care să-l zeifice organizațiile. Nu, eu sunt mândru când un tânăr, la un moment dat l-am descoperit și l-am adus în viața politică, pentru mine este cea mai mare bucurie. Că omul ăla poate la un moment dat, într-o zi, să vină să candideze pe una dintre funcții. Mi-aș dori ca Partidul Social Democrat să aibă o bază atât de puternică încât dacă mâine ți se oferă posibilitatea de a pune un ministru, de a propune un ministru, să ai șase soluții. Asta e important. Să nu ajungi pe ultima sută de metri să te gândești, Doamne, că atunci faci și greșelile. Am posibilitatea să pun un secretar de stat sau un președinte de agenție. Îl iau din partid. Nu știu dacă e valoros, dar îl iau. UDMR-ul este cel mai bun exemplu pe care îl are România. Și de foarte multe ori ne întrebăm și revin la un subiect care e legat de un ministru UDMR. De ce cei de la UDMR știu pe de o parte să facă politică și întotdeauna depășesc acea limită, acel prag de 5%, pentru că sunt foarte uniți?
Pe de altă parte, de ce își promovează în guvernul României și nimeni nu poate să nu spună ceea ce vă spun eu astăzi, oameni de o calitate extraordinară. Adică la ei miniștri, secretarii de stat, președinții de agenții, președinții, care deschid ușile tuturor. Sunt oameni de foarte bună calitate. De ce? Pentru că îi pregătesc înainte de a-i promova acolo. Niciodată un membru UDMR nu pleacă de pe băncile școlii sau din fotoliul de membru la UDMR direct în postul de secretar. Niciodată. Sunt școli de vară. Prima dată îi duc consilier local. După aceea poate poziție de viceprimar. După aceea un președinte de agenție. Ca să ajungi ministru, trebuie să ai un CV extrem de important în spate. Noi păcătuim, toți păcătuim. Da? De multe ori pe criterii extrem de subiective, promovăm oameni în funcții de conducere care ulterior nu aduc plus valoare, nu aduc plus valoare nici politică, pentru că nu îi recunoaște nimeni, din păcate nu aduc plus valoare nici județului care i-a promovat. Da? Uitați-vă că suntem după 34 de ani de democrație în România. Dacă v-aș pune așa, întâmplător, să dați 10 nume din oamenii care au fost promovați în timp de către județul Gorj, în funcțiile de demnitate înaltă, asta bine să, asta foarte mult să vă gândiți, ca și mine de asemenea. Așa este. Da? Pentru că odată ajuns și acolo, s-au dezrădăcinat. Ei nu mai au treabă. Nu mai vin să comunice, nu îi mai interesează județul Gorj. Am o problemă cu asta. Puneți mâna pe telefon și spuneți, domnul, vă rugați dumneavoastră, pentru că anul ăsta e un an în care toată lumea vrea să apară la televizor. Data politica nu se face pe ultima sută de metri. Pe principiul ăla, porcul nu se îngrașe în ziua de Crăciun. Adică dacă nu ți-ai făcut strategia în 4 ani de zile, măcar în 3 ani de zile, degeaba te duci în competiția electorală, pentru că cetățeanul din momentul ăla oricum ajunge la saturație maximă. Primește informații și de la Romanescu, și de la X, și de la Y, și de la Z, nu mai înțelege nimic. Construiește-ți cariera politică. Asta îi îndemn pe tinerii de lângă mine. Sau pe oamenii care sunt sub vârsta mea. Construiți-vă această carieră. Prin tot ceea ce face zilnic, în activitatea profesională, în activitatea politică, în viața de zi cu zi. Gândiți-vă că la o întâlnire cu 10 oameni, oamenii se uită la voi. Dar tot ce scoateți din gură, modul rămâne. În care vă comportați, rămâne. Și la un moment dat, oamenii apreciază. Eu am recunoscut un lucru. Fără familia mea, fără bunul Dumnezeu și fără studenții mei, niciodată nu eram în poziția de primar. Dar oamenii care m-au cunoscut, am avut o mare șansă, pe care au avut-o și alții, nu sunt singurul care am avut această șansă, să am 19.000 de studenți în cei 19 ani de activitate. Da? Gândiți-vă că dacă nu trebuie să fii un profesor eminent, dacă ești un profesor echilibrat, care își face treaba, care se duce și comunică permanent informațiile necesare, dacă mai comunică și informal cu studenții, oamenii a transmit acest mesaj familiilor lor, cunoștințelor lor. La o masă, le spuneam la un moment dat, la o masă este suficient o singură persoană să te cunoască. Dacă părerea persoanei respective este pozitivă despre tine, are un atu în fața celorlalți. La orice discuție. Spune, domnule, stai puțin, eu îl cunosc. L-am avut profesor, nu știu. Am fost angajatul lui la instituția prefectului când era subprefect. Am fost angajat în primărie. Ăsta e felul meu de a fi. Da? Dar v-am spus, cea mai mare satisfacție vieții mele nu sunt proiectele pe care le-am dezvoltat în Târgu Jiu, care sunt astăzi evaluate la 250 de milioane de euro. Nu, sunt sutele de persoane care au ajuns lângă mine și care au rămas lângă mine după această perioadă de 7 ani de zile, de 20 de ani de când activez în viața politică. Oameni care m-au cunoscut cu adevărat și care știu că atunci când au avut o problemă, dacă au pus mâna pe telefon, Marcel Romanescu a încercat să facă orice. Și mai e o chestie. Dacă am spus un lucru, așa a rămas. Eu mi-aduc aminte mai multe momente. Mi-aduc aminte momentul în care am format lista de consilieri locali, în care a venit toată lumea, am făcut pe principiul Băsescu. Uite, eu vă prezint lista din momentul de față, dați cu bolovanii, cei care nu-i suportați, da? Mi-am asumat. Cu bune și cu rele. Niciunul dintre noi nu eram perfecți. Eu eram primul imperfect din acea listă. Pentru că aveam eu bubele mele în spate, determinate de activitatea pe care o desfășurasem. Nu toată lumea mă plăcea. Dar oamenii erau noi. La momentul în care am venit cu propunere Bogdan Bejinaru, da? Foarte mulți oameni din jurul meu îmi spuneau, nu este cea mai bună alegere. Și am spus în felul următor. Eu am câștigat alegerile acestea și datorită lui Bogdan. Pentru că Bogdan și-a sacrificat 4 ani din viața lui, stând lângă mine, permanent. Da? A acceptat strategia pe care am stabilit-o, s-a ocupat de partea de organizare, exact ceea ce faceți și astăzi în Partidul Social Democrat. Și a mers înainte. Că l-am dus pe Adrian Deianu, l-am propus
Bun, a fost o propunere la Societatea Edilitară. După un monstru, că trebuie să recunoaștem. Vorbim de Adrian Deanu, cu... vorbeam și de societate, dar vorbim de cine a condus această societate. Vorbeam de domnul Zaharia. Da, despre care n-ai oameni. Ce să-i un om extraordinar, un om extraordinar. A ajuns la vârsta pensionării. Din acel moment a înțeles, sau n-am înțeles, corect. Și trebuia să vină cineva cu suflu nou. Adrian Deanu era o surpriză pentru toată lumea. Pentru cei care îl cunoșteau era o surpriză plăcută, dar era un număr restrâns de oameni. Adrian făcuse performanță în hidroelectrica și numai hidroelectrica. Da, și dumneavoastră ați riscat pentru oamenii corect, pe care ați promovat. Corect, am pentru și că greșit. Știați într-un fel am cumva și, greșit. Și după aceea acolo poate nu mai dovedeau. Am și greșit. Și vă dau exemplu Transloc. Și recunosc întotdeauna. Eu am puterea să recunosc. Asta e diferența între mine și cei care sunt în viața politică. La Transloc am dus un om profesionist care terminase. Mihai Paraschiv. Care venise cu o facultate exact pe specificul acelei societăți. Avea o firmă privată, care știa cum merge, avea o firmă adică... privată. Problema acolo nu a fost de profesionalism, a fost de caracter. Da? Asta e diferența între sau plusul pe care l-are Adrian Deanu în comparație cu Mihai Paraschiv. Că viața mea demonstra... și care este locul, a înțeles și că trebuie să demonstreze. E o poziție extrem de importantă. Astăzi Adrian Deanu coordonează același număr de angajați pe care îl coordonează primarul municipiului Târgu Jiu. Adrian Deanu are aceeași putere pe care o are primarul municipiului Târgu Jiu, pentru că prin tot ceea ce face societatea edilitară și astăzi, niciun târgujean nu poate să nu spună că nu vede angajații societății edilitară. Și la curățenie, și la lucrurile din cartierele din municipiul Târgu Jiu, și în piețe, și la cimitir. Deci îi vede peste tot, pentru că Adrian Deanu a impus, în primul rând, în momentul în care a ajuns în cadrul societății, anumite reguli pe care le-a respectat toată lumea. Astăzi eram cu el în cartier și a văzut un angajat fără șalopetă. Ieșea din mașină. Și mi-a plăcut de el autoritatea pe care, de care a dat dovadă. L-a întrebat, unde este echipamentul tău? Corect. Domnul director general, iau imediat pe mine. De ce? Acel echipament este emblemă pentru societate. Iar din acel moment, când te obligă să porți echipamentul, nu te mai poți duce nici în bar, nu te mai poți duce nici la colț de stradă să faci lucruri necurate. Când ai purtat echipamentul edilitar, orice cetățean de pe stradă se sizează. Uite, l-am văzut pe cel de la edilitar. Te poate filma. Ne-am asumat toți. În momentul în care lucrăm pentru municipiul Târgu Jiu, ne-am asumat acest rol. Eu, din calitatea de primar, Bogdan e un tip temperamental, cu un temperament mult mai vulcanic. Da? Mie mi-au trebuit luni de zile ca să-i explic lui Bogdan că ce trebuie să facă acum, din calitatea de viceprimar, adică de reprezentant al autorității publice locale, nu se compară cu activitatea pe care o avea dumnealui înainte de lider pe sindicat. Exact. Da? Acolo dădeai în dreapta, în stânga, nu era niciun fel de problemă. Am spus, Bogdan, ți-ai asumat această funcție. Nu te-a obligat nimeni, ca și pe mine. Eu am avut, cred că, cei mai grei 7 ani din viața mea profesională, bazându-mă pe tot ceea ce s-a întâmplat în acești 7 ani de zile. În afară de faptul că am derulat foarte multe proiecte. Gândiți-vă că am prins COVID-ul aproape 2 ani de zile și cu tremurul. În ultimii 34 de ani, cele mai mari cataclisme care s-au produs pe raza municipiului Târgu Jiu au fost pe mandatul meu de 7 ani de zile. Care nu erați pregătit, să fim serios. Nu eram niciunul pregătit. Eram un primar tânăr, relativ tânăr, dar nu cu foarte multă experiență, dar am mers înainte, n-am clacat. Ba dimpotrivă, după părerea mea, făcând echipă la vremea respectivă cu Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean, cel puțin pe perioada de cutremur, cu Cristina Cilibiu, da? Numele doamnei Cristina Cilibiu va rămâne în istoria acestui județ ca un prefect echilibrat, care a înțeles cu adevărat menirea noastră ca reprezentanții autorităților publice locale. De ce? Pentru că venea de acolo. Știa venea din administrație. Da? Și în momentul în care te duceai să vorbești cu Cristina, problemele pe care noi îi le transmiteau erau problemele cu care dumneavoastră se confruntase atunci când fusese primar. Un om care n-a făcut în viața lui administrație nu o să înțeleagă niciodată administrația. Doar o să o folosească în interes personal sau în interesul de grup. Cristina venise din aceeași formațiune politică, cu legături poate mult mai puternice decât unii din ziua de astăzi, cu cel care era lider la vremea respectivă, dar a preferat să rămână cu coloana vertebrală nealterată. Cristina, când a plecat din instituția prefectului, a ales liniștea în detrimentul scandalului. Și eu știu foarte bine despre ce vorbesc. Da? Niciodată Cristina n-ar fi făcut, pentru că îmi permit că ne cunoaștem, n-ar fi făcut doamna Cilibiu ceea ce fac unii ziua de astăzi. Da? Să vii cu sabia permanent doar în ideea de a bloca. De a bloca.
Deci astăzi în instituția prefectului, fără să dau numele, pentru că nici nu-mi doresc să promovez foarte multe anumite personaje, da? Care pentru mine nu reprezintă nimic, nu fac altceva decât să găsească metodele de a bloca administrația publică locală. Un om care vine din zona asta de administrație înțelege foarte bine toate problemele pe care le întâmpinăm, toate vicisitudinile pe care le avem din calitatea noastră de administratori ai unor orașe sau ai unor comune. Da? De ce se poate face? De ce s-a putut face administrație pe vremea doamnei Cilibiu? Mă întrebam într-o seară, ce s-ar fi întâmplat oare dacă la cutremur eram în situația în care suntem acum în județul Goș, ca în război? Da? În condițiile niciun în care sprijin, ne-am stat, ajutor. Noi am stat la vremea respectivă și plângeam toți trei, adică nu aveam apartenență politică. Eu eram puțin la mijloc, Cosmin Popescu era PSD, doamna prefect era susținută de PNL, dar nu ne interesa nici măcar o secundă partidul. Cu cine le-au legătura la București. Am folosit toate căile și am rezolvat o mare problemă. La vremea respectivă, Târgu Jiu și județul Gorj a beneficiat de cele mai mari sume de care a beneficiat vreodată. Prin sprijinul tuturor am făcut o echipă. Ne-am mutat, mi-aduc aminte câteva nopți, pentru că instituția prefectului știți foarte bine că a fost afectată, da? Ne-am mutat în sediu ISU la Drăgoeni și acolo am stat nopți întregi. Sunt perioade pe care n-ai cum să nu le uiți, sau perioada COVID-ului, da? Când știți foarte bine că prima izoletă a ajuns în unde? În Târgu Jiu. Dar l-am depășit. Și închiderea primăriei și cetățenii nemulțumiți, adică am trebuie avut să... aceste perioade pe care le-am depășit cu înțelegerea, cu înțelegerea cetățenilor pe de-o parte, cu înțelegerea celor cu care colaboram în acea perioadă. Da? Și revin la strategia pe care o am. Da, exact ceea ce vă spuneam la început, vă spun și acum. Strategia mea este făcută pe oameni. Nu neapărat pe proiecte. Proiectele știu din momentul de față cum se depun, cum se obține finanțarea. Contează ca în spatele tău să ai o echipă minunată. Și astăzi trebuie să recunosc că am o echipă minunată în primărie, o echipă pe care mi-am dorit-o, cu mici excepții care cu timpul este clar că vor înțelege direcția pe care am plecat, și o echipă minunată în viața politică. Când ai 900 de oameni noi în cele 30 de zile, în cele 20 ceva de zile cât am fost la sediul Partidului Social-Democrat, ne-am întâlnit cu 900 de persoane cu domiciliu în municipiul Târgu Jiu. Vorbesc de militanți ai Partidului Social-Democrat. Că am văzut o felul de replici. PSD-ul s-a dezis de Romanescu. Nu, vechii PSD-iști nu-l susțin pe Romanescu. Încă o dată, vechii aia PSD-iști, la un moment dat l-au susținut și pe Ciprian Florescu sau nu l-au susținut, l-au susținut și pe Aurel Popescu sau nu l-au susținut. Corect. Și a pierdut alegerile. Da, da? Da, da. Pe mine nu mă interesează oamenii care stau după colțul blocului. Pe mine mă interesează oamenii care se expun. Oamenii care vin în față și spun da, noi susținem. Asta este strategia mea. Și le-am spus, cei care nu vă asumați, n-are rost să veniți în echipa pe care o conduc. Pentru că toți oamenii care au fost în echipa mea și-au asumat acest rol de susținător al formațiunii din care făceam parte sau de susținător al candidatului la primăria municipiului Târgu Jiu. Erau ani și sunt sigur că toți am trecut prin această experiență când plecam de la sediu 20 și până la prima trecere de pieton rămâneam 2 și după ce treceam trecerea de pieton rămânea candidat. Și alții erau toți plecați în fiecare pe drumul lui. Nu, eu n-am acceptat așa ceva și nu voi accepta niciodată. Dar astăzi, faptul că Adrian Rovența este membru echipei mele și un om cu care mă mândresc, faptul că Luis Popa este în această echipă, au înțeles un mesaj, da? Faptul că Florin Trăistaru, îi dau numele pentru că pentru membrii din Partidul Social Democrat acest nume nu spune foarte mult. Este omul care de foarte mult timp muncește zi de zi alături de Partidul Social Democrat și nimeni niciodată nu a spus măcar un cuvânt frumos. Da? Ca Florin Trăistaru mai sunt încă 6-700 de oameni pe care nimeni niciodată n-a venit să le mulțumească. Bă, am pierdut sau am câștigat. Eu și dacă mâine aș pierde. Primul lucru onorant pe care l-aș face, să fac un pas în lateral pentru că așa este normal, da? Și în al doilea rând să le mulțumesc ca celor oameni care au muncit pentru mine și pentru organizația pe care o reprezint. Da? Nu voi pierde. Sunt convins de acest lucru. Și vă spuneam, targetul nostru este unul extrem, extrem de ambițios, de a depăși 50% la nivelul municipiului Târgu Jiu, în așa fel încât cel de-al doilea viceprimar să fie propus din partea Partidului Social Democrat și să nu mai depindem de jocurile care se pot face după campanie electorală. Mai mult decât atât, să nu uităm că
Avem o competiție electorală care se termină pe 9 iunie, iar mandatele de viceprimar se stabilesc în octombrie. Nu vreau să stau la mâna sorții. Adică în cele 6 luni de zile se pot întâmpla foarte multe. Sunt convins că voi avea o listă de consilieri care mă va reprezenta și pe care îi voi reprezenta cu mare cinste și în momentul în care se va trage linie pe data de 6 iunie, cei 12, 13, 14 consilieri pe care îi va avea Partidul Social Democrat în Târgu Jiu vor avea o perioadă mai relaxată până la alegerile din luna septembrie, care sunt deja, se pare, anunțate. Dar în octombrie, când ne vom depune jurământul, să știu sigur că am 13 oameni care vor vota așa cum am stabilit și așa cum vom stabili din partea organizației. Am avut 10 consilieri în mandatul trecut. Dacă unul singur din cei 10, dar toți au demonstrat că sunt oameni de onoare, ca o coloană vertebrală, da? Dacă doar unul singur juca în altă direcție, exact cum s-a întâmplat la Craiova, că vă aduceți aminte. Acolo USR-ul cu PNL-ul a avut majoritate și doamna primar apreciere pentru dumneavoastră, da? A știut jocul politic, a făcut doi viceprimari și a lăsat pe cei care aveau majoritate în afara jocului, da? Pe mine asta mă interesează, să n-ajung în această situație. Oricum, dacă vor fi 12, 13, 14 consilieri PSD, n-am cum să ajung la mâna destinului. Pentru că este clar, strategia este făcută, oamenii trebuie să fie de foarte bună calitate și din acel moment nu mai avem ce discuta. S-au vehiculat niște nume pentru a vă contracandida. Unul ar fi Robert Filip, care ar urma să fie anunțat joi. Există și posibilitatea să fie Iulian Popescu. Vă este teamă de Robert Filip? Ziceau că o să fie, că o să facă, că o să... Niciodată nu mi-a fost teamă de vreun candidat. Nu uitați că în 2008 și nu întâmplător v-am dat spre începutul emisiunii un nume. Am fost contracandidatul lui Victor Ponta. Când Victor Ponta, la o perioadă scurtă de timp, a ajuns prim-ministru României și mi-a fost frică. Am intrat în acea competiție și nu eram la fel de bine pregătit ca acum. La vremea aceea aveam 100-150 de oameni care mă susțineau și cu care am mers până la capăt. Și oamenii care m-au susținut la vremea respectivă sunt și astăzi alături de mine în organizația din care fac parte. Da? Nu mi-a fost frică niciodată de nimeni, mai mult decât atât. Pe mine mă interesează ca strategia pe care noi am pus-o la punct să funcționeze impecabil. În rest, poate să vină oricine la Târgu Jiu. Pentru că sunt convins că nu banii vor fi cei care vor alege. Eu în 2017, dacă era să candidez și principalul criteriu erau banii, nu trebuia să intru în Consiliul Local. Adică nu trebuia să fac nici marja, să ajung nici marja de eroare. Pentru că Partidul Social Democrat la vremea respectivă era o forță. Foarte, foarte puternic. Și da? Cea mai puternică mare organizație din municipiu. Cu societăți în spate, cu societăți private care susțineau activitatea Partidului Social Democrat. Nu, cei care m-au pus în acea poziție onorantă sunt cetățenii municipiului Târgu Jiu. Așa este. Da? Iar în Târgu Jiu nu poți să faci ce se face uneori la țară. Păi nu vei putea plăti. Pentru că este extrem de riscant. Nu știi pe cine ai în față. În zilele acestea, unul dintre oamenii care ar fi trebuit să ne ajute, că de-aia vă spun, și ăsta e un semnal de alarmă pe care îl trag pentru foarte mulți care se gândesc că vor ajunge în Târgu Jiu și își vor cumpăra voturile. E foarte dificil că nu știi la cine bați la ușă. Unul dintre oamenii care lucrează astăzi într-o societate, să zicem, în coordonarea unei entități, în perioada săptămânii trecute s-a dus și a bătut la ușă, culmea este, la o doamnă pe care nu o cunoștea și care făcea parte din organizația Partidului Social Democrat. Te oferă o sumă de bani? Să o conving cu anumite beneficii că ar fi bine să voteze în altă direcție. Dar cum? Deja? Da, da, da. Și femeia respectivă a venit și ne-a spus, domnul primar, domnul viceprimar, uite, X a venit la mine și mi-a propus oferit că ar fi foarte bine dacă aș face lucrul ăsta, că aș avea de câștigat. L-am informat imediat pe domnul Weber și pe domnul Cosmin Popescu, pentru că este anormal ca oameni care se dau apropiați Partidului Social Democrat să joace la două capete. Este ceva specific la PSD. Să nu uităm că, în fine, a fost în câștigul dumneavoastră dățile trecute, ca să zic așa. Dar acum, de asta, eu înțeleg chestia asta. Am echipa mea și să ne lipim de cealaltă echipă. Echipa mea este formată din această organizație pe care am făcut în așa fel împreună cu colegii mei. S-o lipim. Da? Oamenii când participă în martie, în noiembrie, știți cum se puneau la masă?
unii pe dreapta, alții pe stânga. Da? Adică înțelegeți foarte bine. În februarie, când ne-am întâlnit, nu-i mai deosebeai. Erau toți împreună. Pentru că marea majoritate au înțeles că acest proiect are nevoie de toți. Dacă vom câștiga, vom câștiga toți. Nu vor câștiga doar cei care au venit cu mine din Partidul Național Liberal sau cei pe care i-am găsit în Partidul Social Democrat. Iar v-am spus, unicul criteriu, și din momentul în care o să vă prezint echipa de consilieri, o să vă explic pentru fiecare persoană care motiv. Va fi pe acea listă, motivul pentru care e pe acea listă. Performanță. Aveți mână liberă? Înțelegeți? Chiar vreau să vă din întreb ce am înțeles acest de la domnul, lucru. Din discuțiile pe care am avut cu domnul Weber, cu justificările necesare, voi avea mână liberă să-mi întocmez lista de consilieri locali. Da? Dar nu întâmplător. Pe partea cealaltă n-a făcut o... Nu, n-a fost condiție. Am stabilit un lucru. Să-i premiem și să-i responsabilizăm pe performanți. Asta vreau în politică. Eu doresc binele și organizației. Ce le spuneam colegilor mei, vă spun și dumneavoastră. Mi-aș dori ca în momentul de față să nu fim una dintre organizațiile Partidului Social Democrat care va câștiga alegerile din 2024. Nu, eu îmi doresc să fim în primele 5 organizații la nivel național. Iar în momentul în care ne vom duce prin reprezentanții noștri, nu eu, eu nu am ce negocia. Eu în momentul ăsta sunt mulțumit. Dacă atât câștig, dorit. Să îmi câștig primar, alegerile la nivelul municipiului Târgu Jiu, să fiu primar, să-mi consolidez o majoritate în consiliul local, este suficient. Dacă se pot promova 1-2 oameni în structurile centrale, cu mare drag vor avea susținerea mea. Nu pentru mine. Da? Dar domnul Weber, sunt sigur, și domnul Cosmin Popescu vor accepta această competiție în cadrul organizației și în momentul în care voi merge cu acea listă, o vor valida pentru că nu doresc decât performanță. Performanță pentru organizație. Poate mai mult decât oricând, mai ales că eu cred că după acest mandat, cineva de lângă mine va prelua funcția de primar. Unul dintre colegii mei. Nu vreau la momentul ăsta decât să las, cum să vă spun, competiția deschisă. Și mă gândesc, ar fi 11 ani de activitate neîntreruptă la primăria municipiului Târgu Jiu și credeți-mă, chiar vreau la un moment dat să mai am și viață personală. Asta îmi doresc cel mai mult, pentru că am sacrificat o parte din viața mea privată, am sacrificat-o, copiilor, poate vreau. Tot ce înseamnă. Da, au crescut copiii timpul pe care puteam aloca fetițelor mele, l-am petrecut în primăria municipiului Târgu Jiu. Da, vă dau un programul meu de astăzi. La 6 m-am trezit, la ora 7 am intrat în primărie, la ora 8 am început prima operativă, la ora 9 am avut a doua operativă, la ora 11 am plecat pe teren, la ora 1 m-am întors, la ora 3 a început auditul de la Curtea de Conturi, la ora 4 am plecat într-unul dintre cartiere. La ora 6 m-am întâlnit cu profesorii de la colegiu, cu cei din Consiliul de Administrație de la Colegiul Ecaterina Teodoroiu. Astăzi seară sunt la dumneavoastră. Deci au fost cel puțin 7 activități. Și o zi obișnuită. O zi normală. La mine sâmbăta și duminica. Diferența între zilele de weekend și zilele din cursul săptămânii este că sâmbăta și duminica am permis să mă trezesc la ora 8. Nu să mă trezesc. Că de trezit mă trezesc tot la 6:30, pentru că așa mi s-a setat. Stați în pat măcar, da? Până la ora 8. Dar rămân până la ora 8 în pat. De la ora 8 încolo începe programul. Activitatea mea, e adevărat, mult mai plăcută, mult mai relaxant. Pentru că, așa cum am obișnuit pe tinerii, și nu numai pe tinerii, pe toate cuplurile din Târgu Jiu, cred că 97% din cuplurile care și-au oficiat căsătoria la Târgu Jiu au fost oficiate de mine din calitate de ofițer de stare civilă. Asta e o calitate, că da? Veniți să oficiați sâmbătă, căsătorie. Duminică, la mine n-a existat. Sau dacă, la un moment dat, oriunde m-au invitat, am fost prezent. Da? Pentru că e un moment fericit din viața dumnealor. Și eu cred că contează. Și țină minte. Contează foarte mult că primarul lor, da, a venit la momentul acela. A fost prezent acolo. Că nu sunt eu, e întotdeauna Bogdan. Deci n-am lăsat, cred că n-au fost în cei 7 ani de zile, n-au fost 10 căsătorii în care să nu fim ori unul ori altul prezent. Da? De cele mai multe ori sunt prezent. Foarte mult. De-aia v-am spus, o fac cu mare drag. Sunt momentele mele de relaxare. Atunci când văd fețe zâmbitoare, când văd oameni fericiți, când văd familiile dumnealor. E o mare bucurie pentru mine și v-am spus, de acolo mă extrag până la urmă energia necesară ca în fiecare săptămână să o iau de la capăt, să o iau de la capăt, să o iau de la capăt. Dar sunt 7 ani de zile cu încă 4 ar fi 11 ani. Mult. Mult prea mult pentru un om care vrea să se mai gândească și la el. Da? Am ajuns la o anumită vârstă, nu o vârstă foarte înaintată, pentru că dacă ne uităm acum la președinții americani,
Da, ar trebui foarte de acum târziu. încolo, ar trebui de acum încolo să mai am vreo 10 mandate de primar, dar nu vreau să plec din primăria municipiului Târgu Jiu. În primul rând, nu vreau să plec decât cu capul sus, pe partea cealaltă. După ce voi pleca din primăria municipiului Târgu Jiu, vreau să mă întorc cu drag la activitatea mea de bază, aceea de cea profesor. De cadru universitar. Da, pe care, cum să vă spun, o visez în fiecare zi, pentru că de 7 ani de zile am renunțat. Am renunțat corect, ținând cont de faptul că nu puteam să fiu și primarul municipiului Târgu Jiu și profesorul de la catedră. Una dintre cele două entități avea de pierdut. Dacă eram și profesor, nu puteam să dedic așa cum doresc activitatea primăriei municipiului Târgu Jiu. Dacă eram doar primar, este clar că trebuia să-mi trimit asistentul sau un coleg de foarte multe ori ca să facă ceea ce trebuie să fac eu, pentru ceea ce sunt plătit. Și atunci în 2017 am pus punct și am spus, mă voi întoarce în universitatea unde am crescut, unde până la urmă... Mi-a spus profesor, dacă pot spune așa, erați conferențiar universitar, da. V-am prins la catedră. Și mă voi întoarce după ce nu voi mai fi primarul municipiului Târgu Jiu cu același drag. Mi-e dor de studenții mei. De liniștea care, da? O... Și de liniștea care o aveam acolo. Gândiți-vă la un lucru, că activitatea mea acolo, vorbesc de activitatea didactică, era de 9 ore pe săptămână. Iar astăzi când vorbesc de 12 ore pe zi, vorbesc de o zi liniștită din viața mea. Adică dacă ajung la ora 19 acasă, plecând la ora 7, e o zi bună din viața mea în care mai am încă 2-3 ore să Această mă relaxez. Nebunie haotică de activitate care înseamnă primăria v-a schimbat și pe dumneavoastră? Vă știam mult mai... aveați timp să stați într-o terasă să beți o cafea, mi-aduc aminte. Erați mult mai liniștit, stăteam la bârfe, vorba aia, că știam tot ce se întâmplă. Eu zic că și acest lucru v-a folosit, că ați colaborat bine cu toată lumea, ați vorbit cu toată lumea, indiferent cine era. Deci eu vă știu de la catedră, vă știu de la, din partea de parlamentar, foarte timid, domnule Marcel Romanescu. Acum văd o persoană mult mai dură, mult mai bine înfiptă pe picioarele lui. Eu zic că lucruri, viața asta v-a schimbat, activitatea asta. Mă uit așa câteodată și zic, unde e tânărul ăla pe care îl cunoșteam eu? Vă cunoașteți când vă uitați în oglindă? Zici, mă, sunt eu? Eu am momente când mă uit în oglindă și zic, mă, parcă nu sunt eu. Ți se pare că lucrurile se imprimă pe tine? Chiar dacă zici că le duci. De multe ori nu mă recunosc, pentru că acum pentru cei care sunt în zodia balanței, eu sunt o balanță veritabilă, sunt născut pe data de 9 octombrie. Balanțele sunt persoane, cel puțin așa cum văd eu lucrurile, nu neapărat catalogându-mă pe mine, persoane extrem de echilibrate, extrem de sensibile. Bine că nu m-ați cunoscut în perioada de studenție, da? Când tremuram, la catedră, dar era foarte ok. Deci când foarte tremuram, timid, tremuram o jumătate de oră înainte de a ajunge în sală și mai tremuram o jumătate de oră când ajungeam în sala de examen. Da? Mi-aduc aminte anii mei de început la catedră, când la fel eram roșu, cred că de la firul de păr până la unghia și de la picior. Și parlamentar mi s-a părut, da? Că erați și foarte, nu știu, cu un bun simț dat la extrem. Vreau să cred un lucru, că cel puțin la lucrul ăsta n-am renunțat. Doamna Ana Maria, ne uităm pe ultimii 7 ani de zile. A fost atacuri mizerabile la adresa mea. Așa e. Atacuri mizerabile. Adică eu am spus un lucru. Niciodată n-am detestat un om care și-a făcut meseria și care a vorbit de mine din calitatea de primar. Da? Accept orice critică, pentru că eu sunt convins că nu sunt cel mai bun primar al municipiului Târgu Jiu. Poate sunt în stradă oameni minunați pe lângă care trecem în fiecare zi, care și-ar putea face datoria mult mai bine decât mine. Uitați, domnul Romanescu, nu știu cum să vă spun, sunt atâtea chestii care trebuiau să vă doboare, chiar și chestiile alea că nu vă lăsau partidul să candidați. Eu mi-aduc aminte de perioada. Și erați foarte supărat, foarte nemulțumit că nu vă sunt recunoscute meritele, că lumea știați că vă apreciază. Și totuși n-ați renunțat. Așa că nu puteți să spuneți că sunt alții mai buni. Până la urmă ați luptat. Ați luptat să ajungeți sunt acolo. Sunt oameni foarte buni, poate oameni care nu și-au dorit atât de mult ca mine. Probabil sau că poate da. Oameni care la prima barieră care li s-a pus au renunțat. Asta vreau, da? Să zic. Nu uitați că în 2007, foarte multe în 2016, șuturi pe care ți le-ați 90% luat. Din posibilii candidați renunțau. În momentul în care nu mi s-a oferit șansa să candidez, nu să câștig. Nu uitați că după un mandat de parlamentar, partidul meu de la acea vreme
m-a adus contracandidat cu Victor Ponta la Târgu Jiu cu un Florin Cârciumaru de 83%. Da? Deci am trecut prin iad. Prin bătălii și a fost foarte greu. Prin iad, adică dar cea mai cine mare, a uitat... Cea mai mare victorie, și asta le spun colegilor mei întotdeauna, cea mai mare victorie a mea a fost o înfrângere. Înfrângerea cu Victor Ponta din Târgu Jiu. În momentul în care ajungi la 36%, cu un primar Florin Cârciumaru de 80% și cu Victor Ponta, aici nu discutam doar de Victor Ponta sau de Florin Cârciumaru. Corect. Discutam de un tandem și de o echipă extraordinară. Foarte mare. În 2008 mi-am spus un lucru. Dacă eu am putut obține acest rezultat la 30 și ceva de ani, înseamnă că se poate mai mult. Da? Era clar că domnul Florin Cârciumaru nu putea rămâne permanent la 83%, pentru că te uzezi în această funcție. Așa de asta vreau să spun că nu partidul v-a adus unde. Au fost o șansă legată de partid, a fost șansa dumneavoastră. Păi nu, dar dacă partidul avea vreun merit pentru ceea ce mi s-a întâmplat, mie trebuia să-mi ofere această șansă în 2016. Nu în 2017. Corect. Și faptul că ați rămas acolo în ciuda faptului că nu v-au dat siguranță, exact, că nu v-au apreciat... Putea să fugiți în partea asta. În 2017 puteam câștiga alegerile la orice formațiune. Pentru că valul de simpatie care se crease la vremea respectivă... Toți au înțeles că și-au bătut joc. Nu-l mai putea, nimeni opri. Da? Și s-a demonstrat ulterior că a fost, din punctul meu de vedere, un mizerabil blat care s-a făcut în 2017, în 16, în defavoarea mea. Știu. Da? Eu știu. Și asta vă spun. Dar n-am renunțat. Sunt omul care știu să trec și prin... iad și prin rai. Și de foarte multe ori, atunci când am ajuns jos, am luat și din zona aia ceea ce îmi trebuia mie. M-am alimentat corespunzător și am mers înainte, așa cum procedez și acum. Dându-mă pe mine exemplu, cum vă imaginați că oamenii aceștia m-ar susține dacă în toate perioadele de campanie electorală eu n-aș fi făcut ceea ce fac ei? Colegii mei, exceptându-l poate pe Bogdan sau pe Adrian Deianu, au făcut câte o zi de campanie fizic. Eu de când mă cunosc, din 2008, de la prima mea campanie, fiecare campanie am tratat-o individual, mergând din casă în casă și discutând cu cetățenii. Fiecare a fost diferită. Da? Și fiecare a avut specificul ei. Da? Ceea ce fac astăzi, de exemplu, la Partidul Social Democrat, n-am făcut niciodată în viața mea politică să mă întâlnesc de două ori cu toate organizațiile secțiilor de votare, dar acum aveam nevoie. Pentru că cei din cele două formațiuni municipale, poste formațiuni municipale, trebuiau să înțeleagă că sunt într-o singură echipă. Și faptul că mă vedeau pe mine ca un liant era un lucru extraordinar. Vedeți dumneavoastră, una era să mergi pe direcția pe care fusesem în trecut și oamenii să mă cunoscă foarte bine, alta este să aduci la masă, în același loc, oameni care, dacă se întâlneau pe stradă, câteodată se luau poate și la înjurături. Dacă unii făcuseră politică într-un fel, alții sau alături de cineva, ceilalți de altcineva. Asta era important, ca să încerc să fiu liantul între cele două echipe. Iar acum când îi văd și urmează o altă întâlnire, alte întâlniri pe care avem în perioada imediat următoare și văd că pot comunica, faptul că se duc la acțiunile politice împreună, că avem acele grupuri ale organizațiilor secției de votare și dă liderul de grup și spune, vedeți că ne vedem și se întâlnesc 11 dintr-o parte cu 9 care fac parte din acea structură, este cea mai mare bucurie. De asta lucrurile funcționează. Cel mai mare pericol era că la un moment dat oricei care m-au susținut până acum, ori la cei care la care am venit, să nu meargă în această direcție. Dar acum sunt liniștit, pentru că am văzut 900 de oameni minunați, oameni care au venit, care au participat la cele întâlniri, care astăzi sunt pe străzile din Târgu Jiu și nu te poate surprinde nimic. Da, la un calcul matematic aveți odată că sunteți primar în funcție și aveți prima șansă. În al doilea rând este vorba despre partid și în al treilea rând este vorba despre munca aceasta politică pe care ați făcut-o și se vede. Oricine, acum eu vă spun părerea mea ca și jurnalist, oricine intră într-o bătălie politică acum cu Marcel Romanescu, o face doar pentru jocul politic, pentru câteva locuri de consilier și pentru posibilitatea de a fi viceprimarul, unul dintre viceprimarii dumneavoastră. Alte șanse în momentul de față, adică eu sunt convinsă că fiecare și le cântărește foarte bine, dar alte șanse nu sunt. Viitorii mei viceprimari vor fi oameni a echipei mele. Chiar dacă voi ajunge, deși nu cred, în situația de a-mi alege un viceprimar dintr-o altă formațiune politică, trebuie să fie pe chipul și asemănarea organizației și a echipei pe care am conturat-o. Gabriel Coica, trebuie să recunosc, chiar dacă poate astăzi îi fac un mare de serviciu, prin faptul că e în discuții cu altă formațiune politică, partid, da? Gabriel Coica a fost un om extraordinar. Da? Proiectul Viitor, și am puterea să recunosc,
Proiectul introducerii în patrimoniul UNESCO a operelor brâncușiene îi se datorează în mare parte lui Gabriel. Pentru că în comparație cu noi, care eram permanent agitați cu proiectele noastre pe investiții, cum le are în coordonare Bogdan sau cu toate proiectele noastre, Gabi și-a fixat o țintă. Și ținta aceasta, dacă se realizează, și eu sunt convins 99% că se va realiza, adică introducerea în patrimoniul UNESCO a operelor brâncușiene, asta e în primul rând din echipa mea. Am văzut acum că a apărut Gabriel, public, că se fac toate demersurile și că Ministerul de Externe și Ministerul Culturii, toată lumea declară că deja suntem pe calea cea dreaptă, da. Suntem la fața declarației. Da, da, da. Adică trebuie făcută declarația oficială, da? Să dea Dumnezeu ca să nu se întâmple ceva pe parcurs, pentru că mai e un lucru pe care l-am detestat toată viața mea. Cei care astăzi, așa cum procedează și cu unele proiecte din Târgu Jiu, încearcă să se încununeze cu aceste proiecte, în toată perioada anterioară n-au făcut altceva decât să blocheze aceste proiecte, inclusiv acest proiect UNESCO. Eu nu uit și nu o să uit niciodată și știu exact de unde vin acele surse, când în perioada în care aveam pe cel care monitoriza tot acel dosar care s-a depus, am avut o lună de zile de scandal permanent, local și național. Sunt oameni astăzi în Târgu Jiu, scandalurile acelea nu vin de la nivel național. Nu interesează nici pe Olguța Vasilescu, corect, nici pe Falcă, Bolojan ce se întâmplă în Târgu Jiu cu opele brâncușene. Pentru unii, blocarea unor proiecte esențiale pentru noi este mult mai importantă decât sprijinul pe care vor să-l acorde. Iar ulterior ies cu brațele deschise, așa cum se întâmplă astăzi cu drumul expres. Dom'le, trebuie să recunoaștem un lucru. Vrem sau nu vrem? Mihai Weber este cel care de 5 ani de zile, cu toate chestii tu care și l-a luat de-a lungul timpului, că nu mai credea lucrurile. În ultima perioadă, dacă vă uitați pe presa locală, s-a mai găsit încă 5-6 agamiță Dan Danache care spun: eu m-am dus, m-am făcut. Nu, hai să-i dăm al cezarului. Da? Dacă fiecare parlamentar în Gorj ar face măcar un proiect de genul ăsta. Doamne, te duci în Parlamentul României și îți fixezi un proiect. Care e proiectul meu? Ăsta. Exact ce s-a întâmplat cu Gabriel Coica, da? Gabi Coica nu și-a propus să schimbe mare, lumea. Exact. Da? Avem un proiect care fusese retras, care fusese amânat, care fusese... Ăsta e proiectul meu de suflet, proiectul nostru, al echipei. Dar Gabi Coica era cel care a depus eforturile, care a fost la toate întâlnirile, la Ministerul de Externe, la Ministerul Culturii, în ultimă fază, da, atunci când au venit experții, l-am sprijinit cu tot și l-am sprijinit și pe perioada în care s-a monitorizat acest proiect. Dar am făcut echipă. Gabi are un merit extraordinar pe care nu l-au alții și care astăzi vorbesc de acest proiect, cum se vorbește de centrul municipiului Târgu Jiu. Da? Centrul municipiului Târgu Jiu, și am spus-o public, îl datorăm unui singur om, ministrul Ceche Atila, UDMR. Vedeți care e diferența între mine și ceilalți? Eu n-am spus că se datorează lui Cosmin Popescu sau lui Mihai Weber, da? Ceche Atila. Pe o discuție pe care a avut-o cu mine în momentul în care a ajuns la Târgu Jiu și care n-a uitat de acea promisiune. Cei care astăzi vorbesc peste tot trebuie să-și aducă aminte de un lucru. Când s-a dat ordinul de ministru, pe discuțiile care au avut între partidele politice, proiectul de la Târgu Jiu nu era pe nicio listă. Nici la PNL, nici la PSD de susținere. Iar faptul că ministrul Ceche, prezent la Târgu Jiu, a promis că va finanța centrul civic al municipiului Târgu Jiu, a făcut-o. Astăzi e ordin de ministru cu tot ceea ce înseamnă proiectele necesare. Proiectele cu finanțare europeană. Am văzut că la vin acum toți și spun: domnule, cât am muncit noi. Am tras. Proiectele sunt depuse în 2017, 2018, 2019. Marea majoritate a proiectelor, exceptându-le pe cele și de pe PRR. Sunt de durată, da? Sunt proiecte de 5-6 anduranță. La vremea respectivă, o parte dintre acești indivizi care astăzi vorbesc de aceste proiecte nu existau. Nu existau. Nu că nu existau în funcții de demnitate înaltă. Nu existau în viața politică. Este mare, mare nesimțire în momentul în care vii și spui: eu mă voi ocupa sau eu m-am ocupat. Ce ai făcut? Nici nu știi despre ce e vorba. Exact ca ce s-a întâmplat atunci cu banii aia, da? De fapt, n-am primit, ne-au luat, nu ne-au dat. Da? Spui, am adus 400 de miliarde Târgu Jiului sau 6, nu, ceva în genul ăsta, dar de fapt ne luaseră 600 de miliarde. Iar ulterior, din aia 400 de miliarde, că asta nu, poate nu mai știe toată lumea, de fapt, din aia 400 de miliarde n-am primit decât 330. Astăzi suntem cu o gaură de 270 în bugetul municipiului Târgu Jiu. Da? Deci, sunt lucruri pe care doar noi le știm,
câtă presiune, dar știți cum este. Important să le comunicați, domnule primar. Asta am făcut permanent. Asta deci ați făcut-o, dată, pe asta zic eu că ați câștigat. De fiecare simpatia, dată am venit... Când ați completat simpatia. Atunci am avut o reacție de îndată, pentru că cetățeanul din Târgu Jiu, și numai cetățeanul din Târgu Jiu, spunea: Doamne, cât de mult i-a ajutat Romanescu. Încă o dată, Târgu Jiu în cei 7 ani de mandat ai mei a primit de la Guvernul României 15 milioane de lei din fondul de rezervă, cum primește alte autorități publice locale. 15 milioane. Da? Adică cea mai mică sumă care se putea repartiza vreodată. De ce? Pentru că am avut o perioadă de... Nu, perioada cu Dan Vâlceanu, în care nu era o iubire foarte mare și la vremea respectivă Dan n-avea niciun interes să mă ajute foarte mult. A fost perioada ulterioară cu cine a mai fost, care la fel, ne iubindu-mă, niciodată nu trecea pentru municipiul Târgu Jiu. De data asta, singurul care ne-a ajutat a fost în ultima perioadă Consiliul Județean, pentru că a înțeles această situație. Încă o dată, 27 de milioane de lei sau 270 de miliarde în banii vechi pentru un buget, cum e bugetul municipiului Târgu Jiu, înseamnă cu adevărat o pierdere uriașă. Încă o dată, nu vorbim de 2 miliarde 700, vorbim de 270 de miliarde. Foarte mult. Ar fi multe de zis, domnul primar, am depășit deja timpul aferent emisiei. Mă bucur că sunteți transparent, că veniți, că comunicați, că vă rupeți din timpul ăsta ultra ocupat. Sper să faceți același lucru cu toți colegii din presă și știu că îl faceți de ani buni. Important e ca oamenii să vadă, să vă cunoască, să vadă bucățele din dumneavoastră, pentru că asta își doresc. Știți care, sunt sute de mesaje aici, pe care, din păcate, nu le-am putut citi. Aici e o singură problemă și asta este un motiv, și prezența la emisiunile dumneavoastră e un motiv de recunoaștere a unei, nu neapărat mari greșeli, a unui lucru pe care nu l-am putut face în cei 7 ani de zile de când sunt primarul municipiului Târgu Jiu. Cred că, ca și comunicare, e greu să creadă cineva că nu mă întâlnesc cu cetățenii municipiului Târgu Jiu, că n-aș putea comunica. Vin totuși dintr-o calitate de profesor. Da, exact. Din păcate, proiectele acestea, cele 250 de milioane de euro pe care le-am atras din fonduri europene, mi-au blocat relația pe care o aveam cu cetățenii în stradă. Și atunci am preferat comunicarea să o fac în felul acesta. Pentru și că noi suntem un vehicul de comunicare. Exact. Iar activitatea pe care o desfășor în cele 8 ore, s-o desfășor aplicat în primăria municipiului Târgu Jiu. Oricum, înțelegeți? Ușa dumneavoastră este deschisă permanent. Nu cred că există persoană din municipiul Târgu Jiu sau din afară care să vă fi bătut la ușă. Nu a existat, nu a existat așa ceva. Asta să vă clar. Spun un lucru. Cred că dacă n-aș primi în cursul săptămânii între 100 și 150 de persoane, ziua mea de audiență ar începe la 7 dimineața și s-ar termina la 7 seara. Am avut această experiență la începutul mandatului și până la urmă am zis: nu mă pot bloca doar într-o singură zi, doar în ziua de joi. Toată lumea vrea o bucățică din dumneavoastră și toată lumea vrea să intre primul, să nu stea la ușă și așa mai departe. Sper ca viitorul mandat, asta îmi doresc cel mai mult, în viitorul mandat să găsesc timpul necesar și să fiu mult mai prezent în stradă. Să găsesc timpul necesar. Îmi doresc. Dacă volumul de proiecte va fi la fel de mare cum este cel de acum, va fi extrem de dificil. Vă fac o comparație între prima parte a mandatelor mele, primii 3 ani de zile și următorii 4 ani de zile. În următorii 4 ani de zile, în fiecare an am avut de 3 ori mai multe ședințe de Consiliu Local decât în primul mandat. Pentru că la orice modificare pe care o primeam de la Ministerul de Resort, de la ADR-ul Vest-Oltenia, de la orice instituție, hotărâre de Consiliu Local pentru modificare. Deci de 3 ori. Oamenii care sunt astăzi consilier local au toată aprecierea mea. Pentru s-au că n-au existat mandat mai greu decât mandatul pe care l-au avut acești consilieri. Și nu o să-i pot uita niciodată, pentru că sunt oameni care, din momentul în care s-a declanșat procedura pentru ședință extraordinară sau ședință de îndată, din momentul ăla au răspuns pozitiv. Pentru că au realizat urgența proiectelor. De votul dumnealor, de prezența dumnealor, de susținerea dumnealor, depinde dezvoltarea municipiului Târgu Jiu. Șansa aceasta nu putem să o ratăm. Era ultima șansă pe care municipiul Târgu Jiu avea pe banii altora, pe fondurile Uniunii Europene. Când aduci 250 de milioane în Târgu Jiu, raportat la un buget de 10 milioane pe care îl poate aloca municipiul Târgu Jiu anual, vorbind de bugetul municipiului Târgu Jiu pe 25 de ani, eram de condamnat dacă nu făceam toate eforturile împreună cu echipa din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu să atragem aceste sume. Eram de condamnat și din momentul ăla, cu adevărat, orice cetățean putea să spună: bă, au trecut banii pe lângă tine și nu i-a accesat. Mai mult decât atât,
Uitați-vă ce se întâmplă astăzi la Târgu Jiu. Toată lumea vorbește de șantierele din Târgu Jiu. Care sunt deschise și ăsta este un lucru bun. Ar fi aiurea să nu fie deschise. Încă o dată, ar fi... Ne-am dorit, în schimb, să fie terminate și să înceapă altele și așa mai departe. Unele sunt făcute de către noi, altele, de exemplu, cum este Rada Victoriei. Acolo avem o rețea de gaze de 50 de ani. Astăzi stăteam de vorbă cu președintele Asociației din Revoluție, cu domnul Popescu, care își aduce aminte de momentul în care a fost introdusă acea rețea de gaz. Deci de atunci compania, nu s-a mai umblat la ea? Compania care ne-a asigurat finanțare, încă o dată, finanțarea unei companii multinaționale, a venit la noi și ne-a spus în felul următor: noi avem banii ăștia. Putem să-i folosim la Târgu Jiu sau putem să-i folosim în orice altă localitate. Acceptați? Păi, numai dacă e o șansă unică, bă, da, să vină cineva în ciuda disconfortului cetățenilor. Să vină cineva cu 2 milioane de euro, nu vorbim doar de rețeaua principală de gaze, vorbim de toate racordurile care s-au făcut la proprietăți. Asta trebuie să facă Târgu Jiu. Partea de finisaj la suprafață e cea mai simplă, vă garantez. A spus unora, în 6 luni de zile fac un pariu cu oricine. Dacă am toate utilitățile trase la nevoile cetățenilor municipiului Târgu Jiu, în 6 luni de zile asfaltăm tot orașul. Dacă asta e ultima problemă pe care o are municipiul Târgu Jiu. Are probleme de alimentare cu apa, probleme de canalizare, probleme de alimentare cu gaze sau electric, da? Astea sunt problemele. Asfaltarea mi-a dovedit și pe strada care merge spre gară, că s-a făcut foarte rapid cu cei de la edilitarea. Mulțumesc încă o dată. Sunt obligată să vă opresc pentru că am depășit timpul aferent emisiunii. Îmi cer scuze la sutele de persoane care ne-au transmis mesaje. Am avut și o mică problemă pe Facebook, că ne-a picat internetul, dar important este că oamenii au rămas alături de noi și ne au trimis mesaje de susținere, încurajare, faptul că sunt mulțumiți de ce faceți, că până la urmă nu-i punem noi pe oamenii ăștia să transmită mesaje. Așa că sunteți pe drumul cel bun, vă urez succes în activitate și vă aștept la o dezbatere electorală, sper eu, cât mai curând, să vedem ce ne oferă și ceilalți și cum îi puneți la punct, că până la urmă despre asta este vorba. Nu mi-a fost niciodată de dezbatere electorală, dar mi-aș dori ca dezbaterea să se facă cu anumite ținute. Cu toată lumea. Deci dacă va fi, eu îmi doresc o dezbatere cu toți candidații pentru primărie. Asta chiar mi-aș dori. Și la un anumit nivel. Exact. Nu voi veni exact în viața mea cu toți bețivii și cu toți cu cei care vor intra oficial în campanie. Oamenii care se respectă și care respectă anumite reguli în privința unei dezbateri, pot să fie întotdeauna oameni cu care particip. Oamenii care coboară mesajul. Eu vreau o dezbatere, sper să avem ocazia și timpul și spațiu. Nu voi participa. Să facem o dezbatere, poate într-un spațiu în afara studioului, pentru final. Mi-aș dori. Acum vom vedea cum se aliniază astrele. Uitați că prima mea calitate este aceea de profesor. Deci n-am fugit niciodată. Știu asta și știu că ați mizat pe discuții și pe comunicare totdeauna. Și la primul mandat și înainte. Tot timpul. Deci din punctul ăsta de vedere nu fac probleme. Am vrut doar să le spunem tuturor că nu vă este teamă de o potențială dezbatere cu toți candidații. Eu așa îmi doresc, nu cu unul, ci cu toți. La momentul acesta, strategia Partidului Social Democrat nu este de câștigare alegerilor din Târgu Jiu. Alegerile din Târgu Jiu se vor câștiga. Pe noi interesează procentul. Pe alții, exact ce spunea dumneavoastră, interesează cum să intre facă să câteva locuri în Consiliul Local. Eu zic că vor fi doar 3 partide în Consiliul Local, dar ne mai auzim până atunci. Și eu cred la fel. 3 partide maxim, așa că trebuie să vă cântăriți, domnilor, foarte bine șansele. Mulțumesc încă o dată, domnule primar, mulțumesc celor care ne-au privit de acasă. Cer scuze celor care n-am putut să le citesc mesajele cum o fac de obicei, dar sunteți prea mulți. Asta e un lucru foarte bun pentru domnul primar. E o apreciere pentru mine. Mulțumesc încă o dată, seară bună tuturor. La revedere! Un adevăr spus pe jumătate este o formă de minciună.